Următoarea mea invitată, cum ziceam, are peste 1,5 milion de fani pe YouTube. Este cunoscut drept vloggerul cu cea mai rapidă ascensiune în online-ul românesc. Este o olteancă senzațională și are și o surpriză, Irina Deaconescu! E ziua ta, ziua ta, ziua ta, eu ți ofer dragostea, dragostea. Ce faci, Deaconescu? La mulți ani! Ai făcut? 24. 24, dar nu 24. Știam. Mă gândeam 23 sau 24. Da, 42. Rămâne 42. Am văzut că ai fost în weekend la munte cu iubitul. Da. A stat așa cască în cască. Dar nu, ai văzut, nu ne puteam pupa. Da, exact. Erați așa, aveați cască în cască. Da. Dar există dragoste, există dragoste. Danea Gigi știe că iubitul tău a fost la munte în weekend în loc să se antreneze, că el e fotbalist la FCSB. Au fost în cantonament, dragă, erau liberi. El e la Steaua, nu? La FCSB. E la FCSB, da. Nu? La FCSB. Păi și cum, era în cantonament? Nu, a venit din cantonament și a avut vacanță, dar el merge la antrenament, e foarte serios. Da, m-am glumit, știm că e foarte serios și e foarte talentat. Da. Te rog frumos să iei un loc lângă noi. Ce mai face mama ta? Ai mai dus-o la vreo intervenție, ceva? Nu, n-am mai dus-o nicăieri. Se uită acum la noi. Bună, mami! Să rămână mama, să rămână o mamă curajoasă. Irina Deaconescu a pus pe canalul ei de YouTube când a dus-o pe mămica ei, unde credeți, oameni buni? A dus-o pe mămica ei să o tuneze. Mâine, poimine, o să vedeți filmare cu mama Irinei Deaconescu când o să-și pună și implant. Nu, doamne ferește, dar a zis că o să vin aici în platou și o să vorbească despre tot ce s-a întâmplat. Măruță, să nu crezi că eu am venit fără cadou aici la tine. Tu ești, mă, cadou, nu mă să te pun aici. Ce drăguț ești. Am o surpriză și să știi că ce ți-am adus eu aici și-ar dori orice copil din România. Da. Și cumva am făcut așa o colecție de Pokémon rari. Pokémon? Și da, nu știu cum o să se întâmple, ce... Deci acum am uit la televizor și văd ceva? Da, cred că da. Ia să vedem ce cadou mi-a adus Irina Deaconescu. S-ar bucura fiecare copil, a zis. Dar și tu ești un copil. Îți mulțumesc. Da. Hai să vedem. Ia să vedem, Irina. Nu știu. La mulți ani, Cătălin, îți doresc multă sănătate și fericire și să știi că te aștept pe canalul meu de YouTube să facem un vlog împreună, pentru că mi-ești dator că și eu am fost de vreo 3-4 ori la tine în emisiune. Te pup și la mulți ani încă o dată. La mulți ani, Măruță, te pup și îți mulțumesc din suflet pentru toate momentele de la tine din emisiune, că ne-ai primit mereu cu brațele deschise și ai fost foarte, foarte de treabă. La mulți ani, Cătălin, să ai o zi minunată, multă sănătate, iubire și la cât mai multe vloguri pe YouTube. La mulți ani, domnule Măruță, să fii fericit și tot ce-ți dorești tu să se îndeplinească. Măruță, la mulți ani, frate, să fii sănătos, fericit, iubit, alături de Andra. Pupă din partea mea și pe David și pe Eva. Să faci cât mai multe lucruri mișto și cât mai mult entertainment mișto în țara asta frumoasă. Hei, Cătălin, îți urez mare la mulți ani de aici, din Londra, să fii fericit și tot ce-ți dorești, te pup. Na. La mulți ani, Cătălin, și la mai multe emisiuni șmechere cu vlogări. Salutare, Măruță, noi suntem frații Munteanu și îți urăm un la mulți ani, să fii fericit, să fii sănătos, să ai tot ce-ți dorești. Copii fericiți, nevasta fericită și sănătoși și îți urăm toată iubirea din lume. Da, mă, online nu e cu noi, îți mulțumesc mult de tot. Deci am remarcat ceva. 1. La frații Munteanu lipsește din filmare tatălor, care e foarte activ pe Instagram. Deci tatălor a devenit star pe Instagram. Wow, da. Da, am văzut. Tata lui frații Munteanu. Tata lui frații Munteanu, felicitări, salutări. Dia, am văzut-o acolo. 700 canta, na, pac. Are mai mult acum. Nu, mă, așa e la piesă. Așa era piesa, dar acum știu că a făcut ceva cu 900 ca sau mai mult. Da, știe Eva și Eva, am vorbit cu ea într-un vlog al Evei la un moment dat, că urmărește pe Dia, care își aranja lucrurile prin camera și crede-mă că ai mei sunt la curent cu absolut tot ce se întâmplă în online. Am văzut-o și pe Alessia de la Londra, altă treabă, mă, deci ai văzut, nu? Urările au venit de peste tot și pe Mimi am văzut-o ceva mai devreme. Mimi, n-am reușit să povestim la telefon, când te-am sunat eu n-ai răspuns tu, când m-ai sunat tu n-am răspuns eu, dar ne auzim astăzi, mâine și punem la cale o nebunie. Da. Mă bucur, bă, că am putut face... Drag de tine, mă, Deaconescu, vină încoace. Spune-mi un pic, e gelos stelistul? Nu e gelos. Nu e gelos? Nu, e chiar un băiat așa, nu știu, nu găsești. Adică oriunde. Cum e? Cum e adică? E foarte tare. Iată, răspunde-mi un pic. Și la 3 întrebări, da? Da. 1. Dacă el se transferă așa, mâine, poimâine, în Dubai, ce faci? Mergem în Dubai. Deci te duci după el? Da, păi merg oriunde. Dacă se duce în China? În China mergem. Deci dacă e cu virus în China? Ne protejăm de virus, dar da, te duci mergem, cu el. Da. Deci te duci cu el, da? Știe să gătească? Da, știe, dar nu prea gătește. De-i romantic? Da, e foarte roman. Îți face declarații de dragoste? Da. Nu mai pune întrebări. Deci cred și că mai da, spune ceva. Fii sinceră cu mine. Da. Vi se întâmplă de multe ori în casă să vă faceți porți din scaune să jucați fotbal? Tu să fii la Dinamo și la Steaua? Nu, chiar nu. Ne aveți asta derby nu. În casă? Derby? Mă gândesc că se joacă destul de mult fotbal și acasă... Acasă nu mai are nevoie de așa ceva. De fapt nu, că se joacă pe PlayStation. Și mai spune încă ceva, dar fii sinceră. Da. Ce echipă nu suportă? El? Da, adică să zică, bă, jucăm cu ea. Nu cred că are treabă, nu. N-are, nu? Nu. Și n-are... Ține cu toată lumea. Pe mama lor mai zice de asta în casă? Nu, nu. E foarte calm, foarte liniștit, e bun cu toată lumea, ține cu toate echipele, n-are treabă. E serios, așa e. Ești fotbalist? Păi ba, da, dar nu știu, un om bun. Foarte bine. Și tu ești o fată foarte bună și mă bucur de fiecare dată când vii la noi. Uite, am un prieten acolo, îl cheamă domnul Nea Vasile, a venit în jurul cozonacilor și am făcut câteva ediții bune. E șeful cozonacilor pe România. Păi de asta a vrut să stai aici, că nu vreau să pleci cu mâna goală acasă. Că la noi la Oltești. Da, tu mâncăm cozonac și-ți dau. Domnul Nea Vasile, regele cozonacilor pe România. Acest faraon al cozonacilor, domnul Nea Vasile. Bre, ia un loc, fii atent. Deci Nea Vasile, fii atent, să-ți povestesc pe scurt. Ne împrietenim dacă face cozonaci. Da, îi face cei mai buni. Și hai, fii atent, hai să-ți povestesc cum a pornit toată nebunia. La un moment dat, doamna Irina Loghin la emisiune la noi și ne-a povestit că ea, nu știu cum venise vorba de cozonaci, da? De Nea Vasile. Și noi aici la televizor am început să urlăm. Nea Vasile, dacă te uiți la televizor, adune cozonaci. Bă, omul s-a suit în mașină, de aici de la Colentina, de la cozonăcărie, s-a suit în mașină, a venit și ne-a dus cozonaci. Nu pot să cred. Bă, de atunci e prietenul nostru. O să zic și-o pe Instagram, aoleu, cozonaci, poate vine și la... Deci, atent, dacă ai mai mâncat vreodată cozonaci așa buni, ca ăștia de la domnul Nea Vasile, și am făcut 5 ediții ale concursului Cozonacul de Aur. Fii atentă cum am început. Eram doar eu și Nea Vasile aici pe o canapea și rupeam cozonaci. Și se scriau gospodinele cu cozonaci. Acum am ajuns, avem juriu, avem cu note, cu premii, avem sponsor, da, tu? Dăm premii. Felicitări! Deci, cozonacul de aur a ajuns, uite-te, uite-te și tu, uite-te, uite așa a început. Când rupeam noi cozonac, uite-te acolo la televizor să vezi cum se vede, uite, fii atent. Rupe cozonacul, rupe. Și fii atent, miroase puțin. Parfum. Băi, este... Dar pot fi și eu în juriu? Da, pentru că avem și un jurat... Avem și un jurat care e în rolul consumatorului, un jurat surpriză și facem ediția de Paște și să știi că te aștept. Nea Vasile, vreau să guși cozonacul ăsta să-mi spui cum ți se pare, sincer. Sincer, dar fii sinceră. Mamă. Bă, fii sinceră, adică știi cum e. Nici cu televizorul nu mințim poporul, dar nici cu internetul. Și ăla vine la mine acasă. Ăsta vine la tine acasă, cap-coadă. Și fii atent, îți mai dau încă jumătate să-l împarți și cu cei de pe online care ne-au dat urări acolo, ne-au făcut urări. Da? Bă, e bun? Da, e bun. Bă, Nea Vasile, îți mulțumesc mult, bă. M-a dat de ziua mea, mă bucur de fiecare dată. Regele cozonacilor pe România, domnul Nea Vasile. Mă bucur din suflet, Cătălin, mă bucur din suflet. Ce faci, Nea Vasile? Foarte bine. Merge treaba la cozonăcărie? Merge, Cătălin, merge. Merge? Și totul e cum trebuie? Totul e în regulă. Bravo, mă, Nea Vasile. Arăți foarte bine, văd că a trecut perioada aglomerată de sărbători, dar vine asta de Paști. Munca mă menține. Munca, se trește la 5 dimineața, munca îl menține și soția trește la 5 dimineața și se culcă la 2 noaptea. Dar, băi, Nea Vasile, fii atent. Băi, mi-a venit o idee, mă. Mi-a știi când vin ideile în direct, da? Deci, fii atent. Mi-a venit o idee. Cum ar fi, mă, Nea Vasile să apuce de vlog? Da. E Irina Deaconescu aici și Nea Vasile la cozonăcărie. Hei, sunt Nea Vasile, e 5 dimineața, vrei să arăt, iei model pe newsletter ăla de face cu sare așa, deci te uiți pe la Instagram la el și el face când e la sport, când e asta. Și Mata, fii atent, Mata câți cozonaci face acum pe zi? Nu fac mulți acum. Cam cât? Când în cea în ziua, nu fii atent, nu așa, în ziua cea mai plină, de sărbători, cât faci? Ce mai mulți? Cam 80-100. 100 de cozonaci pe zi, da, faci Mata. Fii atent, dacă te apuci de online și de Instagram, îți garantez că nu faci mai mult de 10 cozonaci, că trebuie să te filmezi, n-ai timp de altceva. Păi nu o să fie atât de avansat încât o să aibă o echipă care o să-l ajute. Bă, eu vreau să facă Nea Vasile vlog, mă. Pe bune. Dar nu face nimeni cozonaci pe internet. Și TikTok, Nea Vasile, ai TikTok? N-am. Nu știi ce ai pierdut. La TikTok te ajută Nicolăină. La un cozonac pe săptămână, el se ocupă de contumata de TikTok. El este. Iar Irina Deaconescu face... Te băgăm pe vlog, Nea Vasile. Eu vă invit în fiecare zi în vlogurile mele, dacă vreți, dacă veniți cu cozonac. I-auzi, Nea Vasile, altă lume. Vă fac reclamă, vorbesc pe Instagram doar de dumneavoastră, nu contează. Deci știi cum crezi follower ori și mai ceva ca drojdea. Da, Vasile, îți mulțumesc mult, te iubesc, mulțumesc mult de tot. Irina, dă-mi voie să te mai îmbrățișezi încă o dată. Mulțumim pentru cadou, pentru surpriză, pentru prezență și te mai așteptăm cu drag. Ia cozonace că să ai tăi pe bune, pentru că crezi că mințim aici la televizor.